Trofeul se află în mâinile lui Octavian Belu. A văzut multe trofee, multe medalii la viața lui Octavian Belu. Cu siguranță le-a pierdut și numărul. La cel mai titrat antrenor din istoria sportului mondial, Octavian Belu oferă trofeul de campioană echipei cele mai titrate din România, Steaua București, cea mai bună echipă a sezonului 2013-2014 în Liga 1. Steaua își confirmă supremația și în același timp valoarea. Ei sunt cei mai buni. Steaua, așadar, echipa care a pus stăpânire pe corona de campioană în Liga 1. A reușit și în acest sezon Steaua să-și anihileze concurența, dar Steaua trebuie să facă pasul mai departe, trebuie să performeze cu adevărat și în competițiile europene, evident. Ne dorim în UEFA Champions League un parcurs cât mai bun pentru campioana României. Așteptăm să vedem ce transferuri se vor face în această vară în Ghencea, cine va pleca, cine va veni. În acest moment jucătorii Stelei se îndreaptă spre galerie. Este prezentat trofeul. Iată-l pe Ciprian Tătărușanu. Da, va începe un tur de onoare rezervat campionilor. Este momentul de reverență în fața celei mai bune echipe din România din ultimii 2 ani. Echipa care a arătat că se poate mai mult și în Europa atunci când crezi cu adevărat în forțele tale, când poți arăta că nimic nu este imposibil și destinul Stelei este unul de învingător, așa cum a arătat-o în atâtea momente. O singură înfrângere pentru Steaua în 34 de meciuri în fața celor de la FC Vaslui. În rest, Steaua a dominat la toate capitolele, cele mai multe goluri marcate, 71, cele mai puține goluri încasate. Așadar, Steaua continuă povestea de succes pe care a scris-o de atâtea ori în România și în Europa și totodată o poveste pe care Laurențiu Regecamp a dus-o la rangul de basm în ultimele două sezoane după atâția ani de frustrări și de neîmplimiri. Însă Steaua continuă să rămână un brand în adevăratul sens al cuvântului și nu doar numele Steaua este cel care atrage atâția fani, dar și performanțele recente care vor atrage din ce în ce mai mult susținători. Cu acestea, Andrei Tivirichi și Bogdan Sokol vă mulțumesc pentru atenție. Aceasta a fost povestea campionatului, povestea Ligii 1, sezonul 2013-2014 în Liga 1 și în același timp povestea titlului 25 obținut de Steaua. Dăm legătura la Digi Sport Special, la Vali Moraru și la invitații săi. O seară excelentă, la revedere, pe curând! Da, Steaua a început turul de onoare, salut suporterii împreună cu trofeul de campioană a României 2014. Da, iată momentul culminant. Super moment. Da. Începe să mai semene cu imaginile de Champions League, nu? În momentul de ce meri trofeul. E un trofeu mai ieftin. Este imaginea de Champions League, da. Dar nu asta contează în primul rând.